Liberalii au fost primii care au reacționat în cazul apei infestate de la Ninoasa, furnizată zile la rând de compania de apă Târgoviștea Dâmbovița. Singurul reprezentant al PNR Dâmbovița în Consiliul de Administrație, Alexandru Mariuțan, a demisionat la puțin timp după declașarea scandalului. Liberalii au dovedit că nu vor să fie părtași la competența celor care conduc compania de apă Târgoviștea Dâmbovița. De asemenea, au solicitat și demisiile tuturor celorlalți conducători ai companiei, directori și membrii Consiliului de Administrație. Nici democra liberali nu au rămas insensibili la necazul abătut asupra locuitorilor din Aninoasa. Biroul permanent județean al PDR Dâmboviț a decis să inițieze demersurile necesare pentru demiterea în bloc a Consiliului de Administrație și a conducerii executive a companiei de apă. Totodată, democra liberali au luat măsuri și împotriva propriilor reprezentanți în Consiliul de Administrație. Biroul permanent județean al PDR Dâmboviț a decis retragerea sprijinului politic pentru reprezentanții PDR Târgoviște din Consiliul de Administrație al companiei de apă, respectiv Tomiță Ciulei și Eduard Florentin Hac, se spune în comunicatul de presă. O reacție de acest gen a avut și conservat. Printr-un comunicat de presă, președintele PC Dâmbovița, deputatul Georgica Dumitru, solicită demisiile tuturor celor din conducerea companiei de apă Târgoviște, inclusiv al lui Ninel Gheorghe Cimpoacă, membru în Consiliul de Administrație propus de conservatorii Dâmbovițeni. Ca urmare a situației deosebit de grave înregistrate în Comuna Aninoasa privind potabilitatea apei, cu consecințe dintre cele mai nedorite asupra sănătății localnicilor, solicităm demisiile tuturor reprezentanților conducerii companiei de apă Târgoviște Dâmbovița, se spune în acest comunicat. Singurii cărora nu le pute, apa cu fecale de la Aninoasa sunt socialdemocrații, spre deosebire de ceilalți actori de pe scena politică, pesediștii exclud varianta îndepărtării celor care se fac vinovați de îmbolnăvirea sutelor de locuitori ai Aninoasei, copii și adulți. În opinia purtătorului de cuvânt al PSD Dâmbovița, luarea unor măsuri împotriva vinovaților nu are nicio importanță. Retragerea sprijinului politic nu reprezintă absolut nimic.